Subaru XV primește îmbunătățiri interesante prin utilizarea unei noi platforme și creșterea performanței motorului de 2 litri la 150 de cai putere. Anul trecut, Subaru prefața noua generație a modelului XV prin lansarea unui concept cu același nume, iar salonul auto de la Geneva reprezintă ocazia potrivită pentru japonezi să prezinte versiunea sa de serie. Comparativ cu predecesorul său, noul Subaru XV aduce câteva noutăți atractive, inclusiv o nouă platformă tehnică, dar și ușoare îmbunătățiri de performanță. Designul nu mai este atât de agresiv ca cel al predecesorului în privința grilei sau a barelor de protecție, însă rămâne în continuare unul specific mașinilor de teren. În plus, sunt disponibile două noi nuanțe de culori, Cool Grey Khaki și Sunshine Orange. În standard, XV este echipat cu jante de 18 inci cu un design proaspăt. Designul interior a fost restilizat inclusiv la nivelul scaunelor, iar Subaru afirmă că există mai mult spațiu pentru pasageri. Noul XV este construit pe platforma Global Platform, care a permis scăderea centrului de greutate în urma îmbunătățirilor aduse la suspensii. Stabilitatea pe liniile drepte și în viraje este acum mai mare, în timp ce garda la sol a rămas neschimbată de 220 de mm. XV utilizează în continuare motorul boxer cu injecție directă de 2 litri, însă 80% dintre componentele sale au fost acum îmbunătățite. Acest lucru permite și o ușoară creștere de performanță până la 150 de cai putere și un cuplu de 196 Nm. Crossover-ul este echipat cu sistem de tracțiune integrală Symmetrical, însă acesta vine la pachet și cu sistemul X-Mod, care oferă un control suplimentar pe zonele alunecoase, inclusiv la coborârea unor pante abrupte. Prin tehnologiile disponibile se numără Pre-Collision Braking Control, Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Hike Beam Assist, Rear Vehicle Detections și blocuri optice adaptive.